Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să ne ridicăm cu toții, vă invit cu drag și cu respect, și din Cântarea Cântărilor, din capitolul 2, aș vrea să citim primele două versete, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Eu sunt un drandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat și v-ați ridicat. Și acum spunem cu toții ca Domnul Iisus să-i binecuvinteze pe cei doi miri. Amin. Domnul să le reverse, așa cum s-a cântat, pentru Florin și Laura, să reverse binecuvântările lui. Nu numai în dimineața asta și nu numai în ziua aceasta, ci de acum înainte până la capătul vieții. Domnul să-i binecuvinteze. Eram la rugăciune și am auzit o voce care mi-a zis cuvântul acesta cu crinul din mijlocul spinilor. N-am avut și nu am o predică pregătită pe textul ăsta, dar aș vrea, frate Florin și soră Laura, să extragem cel puțin câteva, poate vreo 3 sau 4 sfaturi de la nunta regelui Florilor. Foarte important să înțelegem că această carte, Cântarea Cântărilor, scrisă, semnată de Solomon, nu are doar substratul acela de glorificare a dragostei în cadrul căsătoriei, ci se referă și la relația lui Hristos cu Israelul, cu poporul ales, dar dincolo de asta, relația lui Hristos cu mireasa lui cu biserica și în biserică, relația lui cu fiecare dintre noi. Deci există mai multe substraturi de interpretare a acestei cărți și de aceea e foarte, foarte bogată în tot felul de sensuri, de înțelesuri. Ce s-a întâmplat de fapt în cartea asta? Pentru că de la capitolul 1 și până la 2 final, poate chiar 3, câteva versete, este perioada de curtare. Spuneam, primul substrat de interpretare ar fi cel al glorificării dragostei din cadrul căsătoriei. S-a împlinit într-o familie, literal, acest text, acest cuvânt minunat. Ce s-a întâmplat? La un moment dat, într-o familie din Israel, era o tânără, și spune aici Biblia că fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii. Fata asta tânără a fost luată de frații ei și trimisă să păzească viile. Până la urmă, nu era o meserie rea și de lepădat aceasta. Fata s-a dus și a păzit viile cu toată puterea ei de concentrare, dar la un moment dat, fata asta primește o vizită. Vine în împrejurimi un păstorel frumos, drăguț, avea niște oi, o turmă de oi. Și băiatul ăsta tânăr începe să vorbească cu ea. El i-a spus ceea ce nu i-a spus nimeni niciodată, sau cel puțin ea n-a crezut ce spuneau alții. El s-a uitat la ea și i-a spus, ești frumoasă de tot iubito și n-ai niciun cusur. Și ea se uită la sine și spune, eu nu sunt frumoasă. Aici la vii m-a privit soarele, m-a ars soarele, uite ce negricioasă sunt. N-ai cum să vezi frumusețe în mine. Și el i-a spus, ba nu, tu ești frumoasă, ești desăvârșit de frumoasă. Și începe să-i facă niște complimente. Acum dați-mi voie să vă spun că e diferită societatea de atunci de societatea de acum, cultura de atunci de cultura de acum. Complimentele trebuie adaptate la epocă și la cultura în care trăim. Să-i spui acum la o fată că seamănă cu o iapă, cum scrie acolo, nu-i tocmai frumos. Dar, uitați-vă ce spune, că n-aș vrea să ne abatem de la firul serios al povestirii noastre și aici păstorașul nostru începe să vorbească cu ea și îi fură, cu alte cuvinte, dragostea, inima. Și tânăra asta merge acasă, dar merge acasă cum n-a mers niciodată. Se uită la ea mama, se uită tata și cred că așa s-a întâmplat și la Laura în familie. La un moment dat s-a dus acasă și au văzut
un pic se înroșește, are ceva de spus, are un secret, tremură, ar vrea să spună, ar vrea să comunice, să le spună ce s-a întâmplat. Și se uită tata și mama și cu frații la ea și ceva nu e regulă cu tine. De ce ai venit așa de nerăbdătoare să spui ceva, să ne zici ceva? De ce? Și ea spune în felul următor: o să mă căsătoresc. Extraordinar, dar cu cine? Cu un cioban, cu un păstor, e foarte frumos. L-aș deosebi din 10.000, dar cum îl cheamă? Asta nu știu, asta nu știu. Cred că Laura știut cum îl cheamă când s-a dus la mama și la tata, clar, 100%. Dar fata asta nu știa și au început să o ia peste picior și să râdă de ea, să-și bată joc. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? La un moment dat avea chiar, nu știu cum să vă spun, visa, avea vise, tot felul de vise în care venea iubitul la ea și ea îi deschidea ușa, după aceea el pleca, nu-l mai găsea. Era o frământare în sufletul ei și nu știa, o să vină, nu o să vină, dar mi-a promis că o să vină și am văzut ochii și știu că e un om serios, o să vină. Ce s-a întâmplat? Uitați-vă în capitolul 3. Deja de la versetul 6 în jos ni se revelează partea a doua a cântării cântărilor, Shir HaShirim, Shir HaShirim, cântarea cântărilor, o cântare cum n-a mai fost cântată, pentru că în fiecare familie, să știți că iubirea este o cântare a cântărilor, este ceva ce n-a mai fost cântat niciodată. Și ce se întâmplă? Ies toți oamenii din împrejurimi să admire ceva, să vadă ceva. Ies și frații acestei tinere la poartă să vadă. Ce să vadă? Toți se uimesc, toți se minunează și se uită la distanță. Ce se vede suindu-se din pustie? Păi e patașca lui Solomon. Sunt lângă ea niște viteji, uitați-vă ce spune versetul 7, 60 de viteji înconjoară patașca asta. Și apoi versetul următor: toți au săbii, toți deprinși la luptă, fiecare cu sabia la el. Și toți stau și se uită: a, vine împăratul, vine împăratul, haideți să-i dăm onorul, haideți să ne închinăm înaintea împăratului, cum era obiceiul în Orient atunci. Și vine împăratul și oprește, vă întreb unde? La poarta fetei, la poarta casei. Și se deschid porțile și întreabă părinții și frații acestei tinere: cu cine avem onoarea? Pe cine căutați? Și el spune: o caut pe Sulamita. Dar ce treabă ai tu cu ea? Păi uite, și vine fata și când îl vede pe el, se uită la hainele lui. Măi, nu-s haine de cioban, nu-s haine de păstor. Dar când se uită la fața lui, la ochii lui, zice: ăsta-i păstorul care mi-a luat într-o zi, mi-a furat inima. Acest băiat mi-a zis că va veni după mine și uite că a venit. Și atunci imediat se consumă căsătoria și el spune că o duce în camera de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste ei. Și se face sărbătoarea aceea minunată și din momentul acesta fata asta devine împărăteasă. Și acum citind punct cu punct în registrul celălalt al relației dintre Hristos și biserica lui, nu există poveste mai frumoasă, fraților și surori, poveste de iubire mai frumoasă decât aceea dintre Hristos și biserica lui iubită și slăvită. Și în momentul când noi vedem mire și mireasă stând aici înaintea noastră, în fața noastră, avem un fior, avem o tresărire în inimă și ne gândim la mirele nostru, la Hristos. Într-o zi s-a coborât, dar nu de la palatul lui Solomon, ci din palatul slavei, și spune cartea Filipenilor, capitolul 2, și a lepădat hainele de slavă pe care le-a avut la Dumnezeu. A luat chip de rob și s-a coborât ca păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Și eu nu eram la vii, nu eram păzitor la vii și tu nici atâta. Ne-am pierdut tot statutul nostru de demnitate înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu.
Și noi eram în groapa pieirii, în fundul mocirlei, urla lupul să vină și să înghită mielul care era încurcat între spini. Și a venit păstorul din cer și a venit pentru prima oară ca om pe pământul nostru și a fost și om și Dumnezeu. Și m-a căutat pe mine și pe tine cei pierduți. Și în momentul în care El ne-a căutat ca păstor, ca cioban, dacă vreți, păstorul cel bun, a venit și ne-a luat pe umeri și ne-a dus în staul. Și după aceea ne-a spus, știi ceva, o să vin a doua oară pentru tine, dar să știi că atunci când vin ca să te iau, atunci nu o să mai vin ca cioban, ca păstor, voi veni ca împărat și atunci se va desfășura sărbătoarea sărbătorilor, nunta nunților. Și atunci se va cânta adevărul acela pe care fratele Dorz l-a subliniat în cântare. O, când va începe nunta noastră în dimineața fără nori, o, când va începe nunta noastră, pe toată întinderea albastră va fi lumină și splendori. De fața ta strălucitoare, Iisuse drag, când vei veni, de fața ta strălucitoare s-or stinge stele, lună, soare, lumina ta le-a copleși. Așa se va întâmpla atunci și atunci va fi marea nuntă. Dar haideți să rămânem aici în capitolul 2, versetul 1 și versetul 2, pentru că și aici îl distingem. Uitați-vă, e foarte interesant, să știți, foarte interesant. Versetul 1 ne vorbește de Hristos sau de mire. Putem să vorbim fiecare în dreptul nostru, cei care suntem capi de familie, cei care vom fi, poate, miri. Aici vorbește despre mire, la modul superlativ despre Hristos, dar și despre mire la mod particular. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Mi-a plăcut ce a spus odată Charles Spurgeon, spunea că Domnul Iisus Hristos, înainte să fie crin încoronat în mijlocul slavei, la dreapta Tatălui, a fost crin încoronat cu spini pe pământ. Pentru că vedeți ce spune aici? Versetul 2. Ca un crin în mijlocul spinilor. Așa este iubita mea între fete. Nu putea biserica să fie răscumpărată dacă mirele ei n-ar fi trecut pe unde trece biserica acum. Și să nu ne mirăm că biserica e încercată pe multe planuri, pentru că e ca un crin în mijlocul spinilor. Dar haideți să rămânem la caracterul moral al versetelor acestora 1 și 2 și să extragem câteva sfaturi de la nunta regelui Florilor, de la nunta lui Hristos și, de ce nu, de la nunta lui Florin. Îl cunosc pe Florin, nu știu, dacă număr ani, Florin, probabil sunt peste 10. Sunt peste 10. Da, a venit la Cluj, am avut grupul acela frumos cu Dani Berar, cu fetele, cu verișoarele tale, cu Emilia, cu Andreea. A fost minunat, am fost în misiune, am văzut de la primele priviri, așa am văzut că Florin e un băiat foarte serios, cântă și la acordeon, nu știu dacă știu frații de aici, de la Baia Mare, că el cântă și la acordeon, predică deosebit, ne-am bucurat în chip deosebit. Și apoi, bineînțeles, grupul lui Dani, unde ai fost și tu lider, o parte din ei sunt și aici, uite, Dani Manu venit, mai sunt și alții, Domnul să-i binecuvinteze. Ceea ce e foarte important să înțelegi, frate Florin, să înțeleg eu, noi, cei care suntem și vom deveni capi de familie, că primul sfat pe care l-am găsit de la nunta crinului, de la nunta regelui Florilor, l-am găsit în 1 Împărați, capitolul 7, unde scrie despre crin. Am luat câteva texte din Biblie, am verificat să văd ce anume scrie despre crin, ca să pot să extrag o învățătură. Și primul sfat pe care îl extragem de aici este următorul. Fiți tari în Domnul. Știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că și în versetul 1
unde este vorba de mire, el este crin. Dar și în versetul 2, unde e vorba de mireasă, și ea e asemănată tot cu crinul. Și atunci haideți să utilizăm această sintagmă, acest sfat, la plural. Fiți tari în Domnul. E și un sfat biblic. În Împărați, capitolul 7, versetul 19, e în contextul în care Solomon construiește templul și face aici, toarnă, doi stâlpi de aramă, spune versetul 15. Păi ăștia erau foarte înalți, domnule, 8 metri 60 și ceva, atât era unul. Și pe unul chema Iachin, adică cel tare, și pe altul Boaz, cel neclintit. E vorba de doi stâlpi care erau acolo, la doi stâlpi de aramă care erau puși la templul lui Solomon. Și uitați-vă ce face Solomon, versetul 16. A turnat două acoperișuri de aramă ca să le pună pe vârfurile stâlpilor. Cel din tâi era înalt de 5 coți, al doilea de 5 coți. Bun. Dar uitați-vă versetul discutat, versetul 19. Acoperișurile de pe vârful stâlpilor, în pridvor, erau lucrate așa de parcă erau niște crini și aveau 4 coți. Extraordinar. Deci aici apare crinul. În dreptul lui Iachin, cel tare, și în dreptul lui Boaz, cel puternic, cel de neclintit. Și vine Domnul și spune, fiți tari în Domnul, în familie va trebui să aveți o tărie specială. Versetul 22 vorbește iarăși de forma de crin pe care o aveau cei doi stâlpi deasupra, acoperișurile celor doi stâlpi. Și extrag din Fapte 18 cu 24, unde să fim tari în familie? În ce domeniu? Odată, fiți tari în Scripturi. Este vorba aici de Apollo, Fapte 18 cu 24, care era un om puternic, era tare în Scripturi. Și dacă voi veți pune pe locul întâi Scriptura în familia voastră și veți fi tari în Scripturi, atunci Dumnezeu vă va da mari biruințe, mari biruințe. Puneți citirea Bibliei pe primul loc și părtășia în familie pe primul loc. M-a marcat foarte mult zilele trecute, citeam într-o carte, era o familie în care tata și-a dat seama la un moment dat că face o greșeală, că nu are oră de părtășie în familie și a început undeva pe la 40 ceva de ani și până la 77 de ani, cât a mai trăit, cât i-a dat Domnul viață, în fiecare zi el a avut în familie citirea Bibliei și asta a fost numai bună pentru copii, i-au fost mântuiți toți copiii. Până în momentul în care el nu a pus în familie prioritar acest ceas de rugăciune, copiii lui mergeau pe unde nu trebuia, erau răzvrătiți, erau neascultători. Din momentul în care în familie s-a pus ceasul de rugăciune la loc de cinste, din momentul acela Dumnezeu a început să lucreze. Pot să zic că asta a fost și experiența noastră. Eu eram copil la Câmpia Turzii unde m-am născut și la un moment dat să știți că părinții aveau mari supărări și cele mai mari supărări din lume nu-s că vine foametea sau vine criza financiară. Cele mai mari supărări în inimile oamenilor cu adevărat ai Domnului sunt cele că, uite, copiii noștri sunt cam departe de Domnul. Astea erau mari supărări, mari necazuri în inimile părinților noștri. Și când noi eram un pic mai răzvrătiți așa și vorbeam urât cu ei, se puneau pe 2-3 zile de post, ne puneau și pe noi la post și apoi ne pocăiam după post de vai, 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 ne pocăiam. Și s-a instituit în familie seara aia de rugăciune. Și țin minte și acum, veneau frați la noi, în special o dată pe săptămână, miercurea, veneau frați la noi acasă. Și era oră de rugăciune. Băi, atâta mă plictiseam, stăteam acolo, mă rugam, odată tatăl nostru, după aia îi luam pe toți, pe bunicul, pe bunica, pe mama, pe tata, pe cutare, cutare, și gătam, terminam cu rugăciunea. Ăștia se tot rugau și eu eram supărat. Și dacă voiam să ies afară, îmi făceam mămica semn că urmează ceva. Și atunci a trebuit să stau la rugăciune, să mă deprind cu rugăciunea și acolo la rugăciune Domnul a început să-mi vorbească. Așa, cu forța, cum am fost dus eu, că nu pricepeam mult, dar o trebuie Dumnezeu să vină și să-mi vorbească. La un moment dat am fost bolnav, grav bolnav.
Mi s-a, nu știu ce s-a întâmplat, mi s-a blocat urechea dreaptă, de nu mai auzeam nimic, dar nimic cu ea, eram disperat. Și în timpul unei rugăciuni de miercuri seara cu frații, tata meu a avut o vedenie și a zis, am văzut un deget alb că s-a atins de urechea ta dreaptă. Păi în momentul ăla am și simțit că a deblocat Dumnezeu tot ce m-a vindecat pe loc. Și am știut că Dumnezeu există, au fost experiențe, asta e numai una, dar au fost multe, în care Dumnezeu a venit și a lucrat. Uitați-vă, fiți tari în Domnul. Cum? Citind Scriptura, punând pe loc de cinste în familia voastră ceasul acela de părtășie. Domnul Iisus să vă ajute. Roman 15:1. Și aici e foarte important să fiți tari în răbdare, să fiți răbdători în familie. Dacă vrei să fii tare, tu trebuie să fii tare în răbdare. Cineva lua roada Duhului cu cele 9 caracteristici din Galateni 5:22 și spunea că asemăna această roadă a Duhului cu un fruct. Și spunea că îndelunga răbdare seamănă cu codița fructului. În momentul când tu îți pierzi răbdarea, ai pierdut tot. Toată roada Duhului s-a dus, s-a picat în țărână. Pentru că e foarte important să ai răbdare. Să ai răbdare, foarte important. Și să știți că în familie Dumnezeu o să vă șlefuiască. Pe tine, Florin, prin Laura, pe ea, prin tine, pe, în domeniul acesta al răbdării. Și o să vedeți voi după 10 ani, da, după 20 de ani, la început, surse de iritare. Nu-mi place că e prea sărată mâncarea, acolo nu știu ce, acolo nu, astea sunt fleacuri. Dar după 10 ani, după 20 de ani, o să vezi cum se duc toate astea și rămâne în inima ta iubirea așa cum Dumnezeu a sădit-o. Pentru că Dumnezeu vrea să fiți tari în răbdare. Foarte important și lucrul acesta, aspectul acesta. 1 Petru 5:9, să fiți tari în credință, fiți tari în Domnul. Se spune că doi erau soț și soție. A vrut diavolul să-i ispitească și la un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, a intrat un șoarece în casă, unul l-a văzut că a ieșit de sub pat, celălalt de sub dulap și a început cearta. Prima dată se certau după căsătorie. El zicea, l-am văzut că a ieșit de sub pat, ea zicea, nu că a ieșit de sub dulap. Și, uite, fleacuri, se certau. Vedeți că atunci când vine diavolul și răgnește ca un leu, voi trebuie să fiți tari în credință, curmați cearta înainte de a se înteți, fiți foarte atenți, fiți tari în credință și împotriviți-vă diavolului. La un moment dat, după mult hârmâr, așa, au zis, hai să ne împăcăm, măi, că doar suntem pocăiți și n-are rost să... Și i-au zis, da, ne împăcăm, dar șoarecele a ieșit de sub dulap. Și atunci a trebuit să cedeze cel care era mai tare. Dar să știți că sunt cazuri în care cedează ea și am întâlnit și cazuri de genul acesta. Uite, Domnul Iisus e foarte înțelept și vrea să vă transmită lucrul acesta. Foarte înțelept. Domnul Iisus în Evanghelie spune foarte clar, învățați de la mine că eu sunt cum? Blând și smerit. De multe ori, să știți, am observat la mine și a trebuit să mă pocăiesc. Din mândria mea, nu cedam din anumite lucruri, mă, și erau fleacuri și n-aveau rost. Păi dacă vine Domnul la noapte, și știți ce a fost foarte fain la noi? Când ne-am căsătorit, am avut o garsonieră, nu știu voi ce aveți sau ce veți avea, am avut o garsonieră, era o singură cameră, un singur pat, am avut chiar la început un singur scaun și eu ședeam pe scaun, o țineam în brațe și așa mâncam. Era extraordinar, foarte fain. Și ce-a fost bine, că am avut o singură cameră și un singur pat, scrie în Biblie să n-apună soarele peste mânia voastră. Ea e așa, mai vulcanică, ei trece repede, eu sunt mai, așa, mai căpos în felul meu. Și mă supăram câteodată. Băi, dar nu puteam să mă culc și să dorm acolo lângă ea în pat, fără să zic, te rog frumos, iartă-mă, că chiar dacă era un pic mai nervos, așa, mai supărat. Dar ce se întâmplă în casa aia în care ea se duce la etaj, se închide și stă acolo 4 zile și nu mai vrea să iasă. Ce se întâmplă acolo? E recomandat, dacă aveți apartament, scoateți ușile din țâțâni și puneți-le măcar 3-4 luni deoparte, ca să nu vă puteți închide, să nu vă puteți izola unul de celălalt.
De ce? Diavolul vrea să ispitească. Și diavolul a declarat război familiei și bisericii. Și noi nu trebuie să mergem după planurile lui. Al doilea sfat, de la nunta Regelui Florilor, de la nunta lui Hristos, crinul crinilor, din Cântarea Cântărilor. Primul sfat era fiți tari în Domnul, adică Domnul vrea să fiți puternici, vrea să vă dea putere. Al doilea sfat este sfatul sfințirii sau sfințeniei. Păstrați-vă curăția inimii. 2 Cronici, capitolul 4, cu versetul 5, e folosită iarăși imaginea crinului la Marea de Aramă, care era pusă pe 12 boi. Marea de Aramă slujea la spălarea mâinilor și, bineînțeles, a jertfelor și a trupurilor preoților. Și mi-aduc aminte cum spune psalmistul, îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău. Nu uitați, nu uitați, sfințiți-vă pentru că este un imperativ divin. Efeseni capitolul 5, versetul 25 și 26, cum să-mi iubesc soția? Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. De ce? Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Uitați-vă, mai mulți termeni aici care trimit la același imperativ, imperativul sfințirii, imperativul curăției, ca să o sfințească, a curățit-o, spune aici, să fie slăvită, să fie fără pată, să fie sfântă și să fie fără prihană. Deci observați, sunt deja o înșiruire de termeni aici. Sfințiți-vă, păstrați-vă curăția inimii. Nu uita, frate Florin, nici până acum, d-apoi de acum înainte, un crin nu îmbrățișează spinii niciodată și n-ai făcut-o. Dar nici de acum nu-ți dă voie Biblia și mie nu-mi dă voie Biblia. Să mă uit la nevasta altuia și să spun, ești mai frumoasă decât soția mea. Și să mă duc să o jignesc, am întâlnit cazuri în care mergea, spunea, aia e mai faină decât tine, aia e mai înțeleaptă decât tine. Dar de ce nu lucrezi tu la înțelepciunea soției tale, să o ajuți dacă nu-i destul de înțeleaptă în mintea ta, în gândirea ta? De ce să o jignești? De ce să alergi să îmbrățișezi spinii? Că tu ești crin în familia ta și ea este crin în familia ta. Și crinul și cu crinul au aceeași esență. Niciodată esența spinului nu va fi compatibilă cu esența crinului, niciodată. Și atunci vine Domnul și spune imperativul al doilea, păstrați-vă curăția inimii. Matei 6:28. Păstrați-vă curăția inimii departe de îngrijorări. S-ar putea ca diavolul să vină să vă ispitească, să vă îngrijorați. Dar uitați-vă, eu n-am văzut niciodată o vrabie cu părul alb, căruntă. Niciodată. Alea nu se îngrijorează. Dar n-am văzut niciun crin niciodată să se îngrijoreze, să spună, vai de mine, oare ce haină o să-mi iau mâine sau poimine? Nu, nu. Dumnezeu le-a dăruit așa o insensibilitate de mare față de îngrijorare pe care ar vrea Domnul să o avem fiecare dintre noi. Dacă Domnul poartă de grijă naturii, cum nu ne va purta de grijă nouă? Dacă El se îngrijește de stelele cerului, Domnul meu un infinit, spune versul de poezie, multe stele ține. Pentru cine le-a zidit decât pentru mine? Din neant când le-a chemat, Domnul mult s-a bucurat, însă viața nu și-a dat decât pentru mine. Și atunci dacă El și-a dat viața pentru mine, cum nu ne va da împreună cu Hristos, spune Romani 8:28, toate lucrurile. Al treilea sfat, de la nunta Regelui Florilor, sfatul rodirii, să fiți roditori în țara întristării voastre. Nu uitați că voi sunteți aici pe pământ, așa cum e un călător pe un pod. Nu-ți poți face un palat pe un pod, niciodată. Ești un trecător, ești un călător. Dar nu uitați în trecerea asta a voastră prin lume, să fiți roditori. Uitați-vă Cântarea Cântărilor 2:16.
Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Ce înseamnă asta? Să ajutați și pe alții, să fiți roditori, să puteți. Am înțeles că sora Laura se ocupă de copii. Extraordinar, domnule! Spune că odată cineva s-a dus la evanghelizare și a venit acasă bucuros. Și a zis la soție, s-au predat, draga mea, 5 oameni întregi și 2 jumătăți. Și a zis ea, ce înseamnă asta? Au fost 5 copii și 2 oameni mari. Au zis, nu, dragă, nu. Oamenii întregi erau copiii, pentru că ăștia au toată viața în față să-L slujească pe Dumnezeu. Jumătățile au fost niște bătrâni la care le-au mai rămas o bucățică de viață. Alea au fost jumătățile. Și soră Laura, să te ocupi de copii, să sădești gândul veșniciei în mintea și în inima lor, extraordinar. Și Domnul Iisus să te ajute. Să nu uiți că asta e chemare și uite, e un sfat din casa regală a crinului ceresc al lui Hristos, să fie roditoare. Chiar dacă Domnul o să vă dea și vouă și o dorință minunată să ai proprii tăi copii, dar printre ei să ai și copii spirituali, e extraordinar, e minunat. Și de aceea uitați, prea iubitul meu este al meu, eu sunt al lui și el își paște turma între crini. Deosebit. Domnul Iisus să vă ajute, eu vreau să rămân la gândurile acestea, astea mi le-a pus Domnul pe inimă, dar să nu uităm, din Cântarea Cântărilor, Domnul Iisus Hristos vă transmite acest mesaj, eu sunt un crin din voi, asta trebuie să știi tu, Florin, și așa să rămâi toată viața ta, eu sunt ca un crin în mijlocul spinilor. Asta trebuie să o știi tu, Laura, și să rămâi așa totdeauna. Nu uitați, trebuie să fiți tari în Domnul, să vă păstrați inima curată și apoi să-i creșteți pe alții în cunoașterea lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.